Schimb inedit de pase între președintele rus Vladimir Putin și președintele FIFA Gianni Infantino. Cei doi s-au jucat cu mingea într-un salon din Kremlin și au fost filmați pentru un videoclip promoțional al Forului Internațional. În afară de cei doi, în clip mai apar Maradona, Ronaldo, Carles Puyol și Diego Forlan. Înregistrarea vrea să atragă atenția că fix peste 100 de zile ia startul Cupa Mondială de Fotbal din Rusia. Meciul de deschidere Rusia-Arabia Saudită are loc pe 14 iunie pe arena Luzhniki din Moscova.